Meciul de basket dintre echipa Universității Petru Maior și Viitorii Medici a fost găzduită în sala de sport a Universității Petru Maior. Cele două echipe s-au antrenat intens pentru această întâlnire. Studenții au timp să se antreneze pentru că sportul, cum prea bine știm, este un lucru prioritar pentru oricine în viață. Studenții, de altfel, sunt organizați de 6 luni și joacă în cadrul campionatului județean, atât cei de la Petru Maior cât cei de la UMF. Încă de la început, gazdele au avut un avantaj clar, iar după 20 de minute de joc, cei de la medicină aveau de recuperat peste 10 puncte. Evoluția bună a gazdelor continuă și în a doua parte a întâlnirii, astfel încât studenții de la Universitatea Petru Maior câștigă detașat cu scorul de 86-66. Fără resentimente, cele două echipe s-au unit pentru a înfrunta formația de divizia A a BC Mureș. Fiind echipa reprezentativă a orașului, echipa de prima divizie, cu care se va desfășura jocul de la ora 20, joc format din echipa studenților din cele două universități, care va fi un meci demonstrativ și cred că de bun augur. Deși studenții au dat tot ce au avut mai bun, BC Mureș a câștigat fără prea multă transpirație meciul demonstrativ. De altfel, scorul de 49-103 în favoarea Tigrilor nu a contat foarte mult, întrucât pentru studenți a fost o onoare de a juca cu echipa locală, iar pentru elevii lui Audrius Pracuraitis a fost un bun antrenament împotriva meciului de sâmbătă cu formația CSM București.